În perioada 25-26 mai, lângă Cluj-Napoca, s-a desfășurat cea de-a 23-a ediție a Transylvania Open, o competiție internațională de orientare în alergare, care a adunat la start circa 300 de participanți de la cluburi de profil din România, dar și din alte țări. Au venit sportivi din Ungaria, Israel, Austria, Ucraina și Germania. Competiția a fost organizată de clubul clujan Transilva, ai cărei arbitrii trasatori au pregătit concurenților trasee de la cele mai simple până la unele foarte tehnice și dificile. Transylvania Open este o competiție de înaltă ținută sportivă la care componenții CS Știința Electrosistem Baia Mare au participat cu drag, știind că vor avea mulți adversari de valoare. Un concurs de mare tradiție, dar Transylvania Open se remarcă prin calitatea concursului și prin sportivii care se aliniază la start. Tot timpul vin sportivi de mare valoare, atât din România cât și din străinătate și constituie o foarte bună bază de pregătire pentru competițiile următoare. Sigur că ne-am prezentat și noi la startul competițiilor, mai ales că este lângă noi, la nici 2 ore de mers. Reușitele sportivilor de la clubul Știința Electrosistem Baia Mare s-au întors acasă cu premii valoroase. Un loc întâi, 3 locuri 2, 2 locuri 3, 2 sportivi s-au clasat pe poziția a 4-a și alți 2 pe a 6-a. În afara sportivilor consacrați care au urcat pe podiumul de premieră, ne bucură foarte mult evoluția tinerei de numai 9 ani, Jofia Uglar, care a reușit să urce pe treapta a doua a podiumului, în condițiile în care disputa este foarte acerbă la copii, mai ales că vine din spate un val foarte, foarte mare de copii tineri și dornici de afirmare. În următoarea perioadă, componenții CS Știința Electrosistem Baia Mare, antrenați de Lucia Pop și István Șebeștien, vor participa la o importantă competiție din calendarul sportiv intern. Este vorba despre Cupa României, care va avea loc în perioada 31 mai-2 iunie.